Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Punctul de lucru din Făgăraș al serviciului Pașapoarte s-a închis pe timpul verii. În perioada 1 iunie-31 august, făgărășenii vor veni la Brașov pentru a obține documentele sau pot apela la sistemul online pentru a se înregistra. Mulți dintre solicitanți ne-au spus că măsura le blochează documentele chiar pe timpul concediilor și acest lucru nu este normal. Toată suflarea satului Boholț va fi în mare sărbătoare luni 24 iunie, la hramul bisericii. Ziua coincide cu sânzienele când bătrânii satului, dar și copiii, îmbracă straiele populare. Sătenii culeg buchete de sânziene pe care le împletesc în coronițe și apoi le aruncă pe acoperișurile caselor. Gospodarii agață însă cu nun de sânziene și la porți, să le poarte noroc tot anul. Peste 1600 de turiști au trecut pragul cetății în ultimele zile, iar muzeografii susțin că sezonul de vizitare abia s-a deschis. Va fi o vară plină la cetate, care își deschide porțile cu noutăți expoziționale. Numai puțin de două expoziții s-au deschis recent la Muzeul Valer Literat și un vernisaj captivant pentru turiști, pentru că ține de regalitate, este pregătit pentru săptămâna viitoare. Punctul de lucru din Făgăraș al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și-a suspendat activitatea de la începutul acestei luni. Măsura este valabilă până în 31 august, iar în această perioadă lucrătorii care erau trimiși la Făgăraș vor fi folosiți pentru extinderea activității la serviciul din Brașov. E un serviciu înființat în cursul anului trecut, de fapt un punct de lucru al serviciului de la Brașov, dar care, din păcate, în perioada 1 iunie-1 septembrie are activitatea suspendată, asta din considerente de lipsă de personal al celor de la Brașov și vor ca prin chestiunea asta să-și securizeze activitatea acolo. În consecință, toți cei care sunt la Făgăraș doritori de a-și obține un pașaport vor trebui să se adreseze serviciului de la Brașov, fie prin ghișeu, fie prin înregistrare online. Înregistrarea online presupune a nu sta la nicio coadă acolo, serviciul ghișeu presupune riscul de a pierde ceva timp la sediul instituției. Măsura a fost aplicată pentru prima dată din vara anului trecut și, potrivit directorului serviciului brașovean Cristina Stuparu, s-a dovedit a fi una bună. Ea a precizat că în perioada 1 iunie-31 august 2019, la sediul din Brașov, cu ajutorul lucrătorilor ce își desfășoară activitatea la Făgăraș, în celelalte luni ale anului, va fi deschis încă un ghișeu cu programare online. În perioada iunie-august, la sediul din Brașov vor funcționa așadar 3 ghișee pentru programări online, 2 pentru cele prin sistem e-ticketing cu bonuri de ordine și un ghișeu pentru eliberări de acte, mai spune sursa citată. Pe de altă parte, reprezentanții serviciului Pașapoarte din Brașov cred că poate chiar din acest an numărul de cereri va scădea, ca urmare a apariției încă de anul trecut a unei legi prin care este prelungită valabilitatea pașapoartelor de la 5 la 10 ani. Satul Boholț va fi în mare sărbătoare pe 24 iunie. Biserica din localitate poartă hramul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, dar se sărbătoresc și sânzienele. Cu acest prilej, bătrânii satului și copiii îmbracă costume populare spre satisfacția invitaților veniți din mai multe părți ale țării. La Boholț, în ajun de 24 iunie, sătenii agață cu nun de sânziene la porți, sperând că anul va fi unul bun. Alocăm o bună importanță și sărbătorilor și tradițiilor populare. Și acum zilele acestea, una dintre sărbători este duminică, la Calbor, o sărbătoare a portului popular, așa că parohia Calbor a invitat prin vocea preotului de acolo sătenii și oamenii din comună să participe la slujba de duminică de la biserică îmbrăcați în straie populare, după care se face o horă, se punctează acest moment și vrem să arătăm și tinerilor noștri că portul popular este unul frumos, este unul care ne reprezintă și să-l ducem în continuare cu mândrie, să-l purtăm în continuare cu mândrie acest port popular.
Va fi o slujbă de hram a bisericii, la care toată suflarea satului este așteptată să vină îmbrăcată în straie populare, susține preotul paroh din Boholț, Cătălin Socaciu, care își dorește ca tradițiile să fie duse mai departe și transmise tinerei generații. Luni de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sărbătorim și sânzienele. Sânzienele în tradiția populară sunt cunoscute ca fapt al portului nostru tradițional. Este foarte bun lucru să nu uităm să ne îmbrăcăm în portul nostru tradițional, de altfel cum știm să luăm alte sărbători de la alte naționalități, este bine ca mai ales în aceste zile frumoase și încărcate de vară, când avem și hramul bisericii din Boholț, să venim la liturghie în ie, ia tradițională care ne-a fost lăsată din moși, strămoși, să o ducem și noi mai departe, pentru că este o mândrie lucrul mâinilor noastre. Bătrânii satului Boholț respectă tradiția de sânziene. În fiecare casă se împletește coronița din florile galbene, care se aruncă apoi peste acoperiș. Încă de duminică, credincioșii din parohie împodobesc porțile și troițele din sat cu flori de sânziene, de asemenea și mormintele din cimitir, ne-a mai povestit preotul Cătălin Socaciu. Cetatea primește grupuri peste grupuri de turiști, de toate vârstele și din toată țara. A fost un adevărat asalt al vizitatorilor la cetate în mini-vacanța de Rusalii. Peste 1600 de turiști au trecut pragul castelului în doar două zile. La Muzeul Valer Literat din cetate, turiștii sunt încântați de ceea ce văd. Am fost la o cetate care a fost tot așa renovată, reașezată la Suceava. Dar de-a luare un pic alt iz. Cred că aici este mai mult efort depus și se vede mai mult. Suntem de București și ne place cam tot, că e istoria țării noastre. Eram tânără și am venit să revedem tot istoricul țării noastre. Foarte frumoasă, chiar și cu Hațegu, care e foarte frumoasă. Și Hațegu și toate sunt ale noastre și trebuie să le menținem și să promovăm tot ce e al nostru românesc. De la Iași sunt, într-adevăr am rămas impresionată ce am găsit aici, am vizitat alte cetăți, dar aici m-a impresionat curățenia, tot ce este expus, tot sunt pasionată de lucru vechi și din asta, și deci felicitări! Muzeul oferă așadar vizitatorilor expoziții inedite. Două sunt deschise recent și una este pregătită deja de muzeograf pentru vernisajul de săptămâna viitoare. A început sezonul pentru noi. Venim cu două proiecte expoziționale inedite. Pe de o parte, servirea mâncării între medieval și modern, proiect realizat în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal. Sunt expuse piese care au servit la servirea mesei începând cu secolul al XVI-lea până în secolul XVIII. Al XVIII-lea sunt piese mare parte din argint, dar și din alamă sau cupru. Iar al doilea proiect expozițional este realizat în colaborare cu un colecționar particular originar din Făgăraș, domnul Fruștoc Matei, care a venit cu o idee extrem de interesantă. Am expus o parte din hărțile, din colecția particulară, hărți medievale, dar cele care cuprind orașul și cetatea Făgăraș. Sunt hărți editate în întreaga Europa, în secolele 16-17, și în care apare Transilvania, în care apar țările române. Săptămâna viitoare organizăm o expoziție dedicată împlinirii 100 de ani de la turneul pe care l-a făcut cuplul regal în 1919 în Transilvania, imediat după Marea Unire. În Făgăraș a ajuns la 1 iunie 1919, turneul este început în mai. Această expoziție, acest proiect îl dedicăm acestui moment important și este realizat în colaborare cu Muzeul Național Bran. Va cuprinde o serie de imagini de epocă ale vizitei cuplului regal în Transilvania, începând cu Baia Mare, Clujul, Sibiul, Sebeș, Alba, Iulia, locuri și orașe pe unde regele Ferdinand și regina Maria au trecut.
Cetatea Făgărașului, monument de referință pentru orașul nostru, punct de atracție pentru sutele de mii de turiști care au trecut pragul în ultimii ani, intră în șantier din luna iulie. Dar asta nu înseamnă că își va închide porțile pentru vizitatori. Ca de fiecare dată, este centrul organizării unor evenimente de marcă pentru oraș. Primul, Art Festin, și apoi Zilele Cetății.